Salut, camarazi! După cum vedeți, cu ajutorul camaradului meu legionar, am dat drumul deja la foc la aragaz. Am două bucățele de ied aici, ia uitați-vă ce crocante sunt. Două bucățele de ied, o costiță și ceva pe lângă șira spinării. Camaradul Florin mi-a luat un litru de țuică de prune. E cam mult, dar o drămuiesc așa, că eu nu prea mă omor cu băutura. Am luat un litru de ulei. Aici am luat de la drumul taberei, am luat păstrânac, celină, un dovlecel, usturoi. Așa să le scot pe toate. Așa, le vărs aici. Uitați ce am luat, am luat 2 ardeiași verzi, o legătură de usturoi, o țelină, un dovlecel, mărar și doi morcoviori. Am luat și oregano ca să dea un pic de gust, am sare cu mirodenie, am un chil de cartofi, am căpătat de la o femeie, mi-a luat o bucățică de pizza pe acolo, uite, o bucățică de pizza pe la piața din drumul taberei. Aici am pâinică de la Turcalezi să mănânc. Deci, după cum vedeți, nu e mult, dar uite, apa a început să fiarbă. O să bag cărnica la fier ca să scot oasele, că Răzvan nu are cratițe mari, știi? Să văd, poate le mai hăcuiesc nițel cu bazuca. O să fac o tocăniță, știi? O să vă filmez acum când mă apuc să gătesc. Și după aia vă arăt rezultatul final, știți? Nu e mult, dar o să iasă o mâncărică sănătoasă cu cărniță de miel, deci câteva legume, pâinică, deci cum vrea Dumnezeu. Hai că vă pup!